Vă rog respectuos să deschideți la Epistola Apostolului Pavel către Filimon, una din cele mai mici epistole, pagina în Biblie 1174. Epistola lui Pavel către Filimon. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Iisus Hristos. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău, cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un orob, ci mai mult, mai presus decât pe un orob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate, tot așa și Marcu, Aristar, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Ocupați locurile. Nu-mi este greu să mai spun încă o dată, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Vreau să vă mărturisesc, iubiți frați și sorori, că am avut o luptă interioară legat de ceea ce să vă spun în această dimineață, o fac cu toată responsabilitatea și constat că Domnul vrea să ne vorbească la planurile care le aveți de a vă apropia mai mult de Dumnezeu, de a-i face voia lui Dumnezeu. Acțiunile care le aveți, rugăciune, post, sunt binevenite și doresc ca Domnul să vă ajute să duceți la bun sfârșit lupta care ați început-o. La toate acestea, constat că Domnul vrea să lucrăm un pic la relația dintre noi oamenii. Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață Triunghiul relației frățești. Multă vreme m-am gândit chiar asupra titlului. Să-i spună relație creștină sună mai vag. E important noi frații să știm cum să ne comportăm. Și de ce triunghi? Pentru că găsim în Scriptură deseori forma aceasta de relație, găsim Trinitatea Sfântă, așa cum s-a citit în această dimineață la botezul Domnului Iisus Hristos, era prezent Tatăl, s-a auzit vocea Lui, acesta este Fiul meu prea iubit, era prezent Domnul Iisus, Fiul Său, și s-a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel. Așa i se dăduse consemn lui Ioan și Duhul Sfânt a coborât într-un chip de porumbel, era prezentă Sfânta Treime. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Iubiți frați și surori, vreau să vă spun că și răul acționează tot într-o trinitate, dar de data aceasta o trinitate a răului. Cartea Apocalipsei vorbește despre Balaurul, Fiara și prorocul mincinos. Ioan scrie în epistola sa, arătând acțiunea răului tot într-o formă
de triunghi, tot ce este în lume, spune el, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Iată, vreau în această dimineață, iubiți frați și surori, să înțelegem relația aceasta frățească. Trebuie să o aplicăm. Nu vrem creștinismul să devină o religie formală. Ea este o religie practică. Noi trebuie să aplicăm ceea ce scrie în Scriptură. De exemplu, scrie în cartea profetului Isaia și aș vrea să vă descriu această relație care trebuie să o avem. Scrie în cartea profetului Isaia, capitolul 58, vă rog să deschideți, acolo unde scrie despre adevăratul post. Sigur, puteți citi acasă, cei care doriți să postiți, să vedeți datele care sunt date despre post, limitele, acțiunile, atitudinile care trebuie să le avem în ziua postului, dar nu acesta este subiectul acum, ci mă opresc la versetul 2, partea finală a versetului spune așa: îmi cer hotărâri drepte, spune aici cuvântul, și doresc să se apropie de Dumnezeu. Și apare următorul aspect. M-am gândit mult la aceasta. Biserica din Betania dorește să se apropie de Dumnezeu. Eu și tu, împreună, vreau să mă apropii de Dumnezeu. Și acum urmăriți, în momentul în care noi ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem unul de altul. Stau de vorbă de multe ori cu frați în consiliere și frații spun: frate, eu n-am nimic cu el. Aici e problema, spun eu. Dacă îl văd pe trotuarul din dreapta, eu mă duc pe trotuarul din stânga, nu-i bine. Aici e problema. Dacă vrem, repet, să ne apropiem de Dumnezeu, noi trebuie să ne apropiem unul de altul. Nu se poate altfel, e o anomalie să credem că ne vom apropia de Dumnezeu, dar de fapt noi vrem să rămânem distanțați unul de altul. Nu se poate așa ceva. Este ca un triunghi. În vârf este Dumnezeu. Noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, dar să fim conștienți că trebuie să ne apropiem și de fratele și de sora, pentru că vom moșteni împreună împărăția lui Dumnezeu. Am ales acest pasaj, iubiți frați și surori, este prezentat aici cea mai contrastantă relație care a fost vreodată între oameni. Și apostolul Pavel este pus într-o situație deosebit de dificilă. Filimon, un stăpân de sclavi, printre supușii săi, printre sclavii lui, era Onisim, care fuge de la stăpânul său. Asta era pedeapsă cu moartea în Imperiul Roman. De altfel, stăpânul făcea ce vroia cu sclavul. Și Onisim fuge de la stăpânul de sclav, de la Filimon, ajunge la Roma, hoinărește prin Roma până când îl întâlnește pe apostolul Pavel și este convertit prin cuvântul lui Dumnezeu de apostolul Pavel și devine creștin. Și acum apostolul Pavel este pus într-o situație extrem de dificilă să rezolve problema dintre Filimon, stăpânul de sclavi, frate în credință, cum spune aici, și Onisim, fugarul care s-a încreștinat și el. Și apare acest triunghi al relației frățești. Și m-am gândit în felul următor. Pavel îi scrie lui Filimon, deși putea să-i poruncească, îl roagă frumos: te rog, frate Filimon, rezolvă această situație. Aș vrea să-l țin pe Onisim la mine, pot să-l țin, am nevoie de el. Mi-ai face un bine prin aceasta, dar nu vreau să fac nimic silit, vreau de bunăvoie. Și ți-l trimit, ascultați ce expresie, ți-l trimit pe el inima mea. Pavel îl iubea pe Onisim, Pavel îl iubea pe Filimon. Și acum trebuia să fie închisă relația aceasta. Nu putea Onisim să rămână departe de Filimon, fugar, nu putea ca Filimon să rămână indiferent față de Onisim sau să rămână în continuare cu autoritatea și să-l pedepsească pe Onisim. Și Pavel cere să se închidă această relație. Apostolul Pavel îl iubește pe Filimon, apostolul Pavel îl iubește pe Onisim, Filimon trebuie să-l iubească pe Onisim și Onisim trebuie să-l iubească pe Filimon. Acesta este triunghiul relației frățești. Trebuie să ne apropiem unii de alții și să facem voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mă uit în biserică,
Acest triunghi se poate aplica în orice situație, dacă ar fi să luăm, de exemplu, dirijorii de cor, fratele Ban, fratele Giurgiu, Domnul Iisus îl iubește pe fratele Ban, Domnul Iisus îl iubește pe fratele Giurgiu, cei doi trebuie să fie în armonie și să trăiască în dragoste. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Aș vrea, iubiți frați și surori, să mergem mai departe. Îmi place așa de mult că în această epistolă sunt trei expresii legate de colaborare. Spune Apostolul Pavel în versetul 1, tovarășul nostru de lucru. E adevărat că expresia tovarăș este puțin denaturată pentru noi care am trecut ani de zile prin comunism. Comuniștii au luat această expresie tot din Biblie și ea este un pic pătată, această expresie, dar aș putea să înlocuiesc cuvântul acesta cu colegul meu de lucru. Biblia vorbește aici despre colegul de lucru, în versetul 2 vorbește despre colegul de luptă, iar în versetul 23, colegul de temniță. Viața poate să fie un teren de lucru, viața poate să fie un teren de luptă și viața poate să fie un teren al suferinței. Noi trebuie să ne uităm la cei care sunt lângă noi. Poate astăzi este în suferință fratele tău. Mâine o să fii tu. Și noi dăm examen, fără să ne dăm seama, dăm examen cum ne comportăm față de fratele nostru. Avem o luptă de dus. O luptă în rugăciune, o luptă în post, o luptă studiind cuvântul lui Dumnezeu și luptând pentru a fi păstrat acest cuvânt al lui Dumnezeu. Iuda spune, pe când vreau să vă scriu despre mântuirea de opt și m-am văzut silit să vă scriu să vă luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Iată, iubiți frați și surori, doresc să înțelegeți aceste relații frățești. Ele sunt în lumina cuvântului lui Dumnezeu, noi vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să ne ajute la aceasta. De asemenea, îmi place așa de mult și am rămas aici marcat la versetul 6 din epistolă. Apostolul Pavel îi spune lui Filimon că el se roagă Domnului Iisus ca această părtășie a ta la credință să arate să se arate prin fapte și să se dea la iveală tot binele ce se face în Hristos. Ce vreau să vă spun, iubiți frați și sorori, în relația noastră cu frații, în relația noastră cu Domnul, în viața noastră de credință, noi trebuie să promovăm binele, tot binele, adică numai binele. Nu putem fi și cu binele și cu răul, și cu lumina, și cu întunericul. Nu putem să slujim și lui Dumnezeu și lui Belial, spune Scriptura. Iubiți frați și surori, noi trebuie să urmărim întotdeauna binele. Uitați-vă la Domnul nostru Iisus Hristos, sigur, El este exemplul întotdeauna. Uitați-vă acolo pe cruce, în timp ce oamenii îl batjocoreau, în timp ce trimiteau săgeți prin cuvintele lor urâte, Domnul Iisus parcă primește acest rău, îl oprește, îl filtrează și trimite spre oameni binele. Se roagă Tatălui, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Mai are timp să se ocupe de mama lui, mai are timp să se ocupe de Ioan, reface această legătură și îi spune: femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. Din momentul acela Ioan a înțeles și a luat-o la el acasă. Iată încă o dată parcă acest triunghi al relației frățești. Suntem chemați, iubiți frați și surori, să oprim răul din lumea aceasta. Să fim ca niște filtre. Vorbeam într-o zi cu un slujitor din biserica noastră, nu-i dau numele, și îmi spunea în felul următor: auzise niște vorbe despre altcineva și a spus: frate, eu
am fost înștiințat de Domnul Iisus, săgețele care le primesc să nu le trimit înapoi la alții, să le rup și să le arunc. Dacă am auzit o vorbă rea, dacă am auzit o calomnie, n-am transmis-o mai departe. Așa mi-a spus Domnul să fac și am apreciat modul acesta de lucru al fratelui. Uitați ce spune Cartea Romani, vă rog să deschideți, pentru că noi suntem în lumea aceasta bombardați, când cu lucruri rele, când cu lucruri bune. Suntem împresurați în lupta aceasta de forțele întunericului și iată ce ne spune Apostolul Pavel în relația noastră, vis-a-vis de atitudinea noastră față de răul care ne înconjoară. Ascultați ce spune aici. În Romani, capitolul 12, începem cu versetul 17. Este, dacă vreți, doctrina despre cum să acționăm în momentul când răul ne atacă. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Deci dacă cineva acționează cu rău împotriva ta, nu răspunde cu rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este vrăjmașului tău foame, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Și ascultați acum versetul de aur. Nu-l uitați, rețineți-l. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ce minunat ne spune cuvântul lui Dumnezeu și ne învață să rezolvăm problemele care apar în viața noastră. Problema răului care ne înconjoară, problema răului care ne atacă. Aș vrea să mergem mai departe, iubiți frați și surori, mi-a atras atenția o expresie aici, dacă toți suntem la o lecție de educație, de comportament, așa cum trebuie să fie în Biserica lui Dumnezeu, m-am oprit asupra versetului 7, unde spune Apostolul în felul următor: am avut o mare bucurie și mângâiere, spune el, pentru dragostea ta, frate Filimon, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Eu am obiceiul acesta, când găsesc o expresie deosebită în Scriptură, pun semnul întrebării în dreptul ei și repet expresia sub formă interrogativă. Și vreau să te întreb în această dimineață și vreau să mă întreb pe mine, sigur, personal, cuvântul se adresează și celui care vorbește, este ca o sabie cu două tăișuri, și vreau să pun expresia aceasta finală sub formă de întrebare. Frate, soră, inimile sfinților au fost înviorate prin tine? Puneți în această zi această întrebare. E practică, e naturală. Dacă nu facem așa, suntem niște teoreticieni. Noi vrem să moștenim împreună cerul. Deasupra tuturor este Domnul nostru Iisus Hristos. Și doresc ca El să ne lumineze în această dimineață, să înțelegem că suntem chemați să înviorăm inimile fraților prin comportamentul nostru, suntem chemați să absorbim, dacă ne invadează răul acesta, să fim ca un filtru pentru lumea aceasta și să emanăm binele, bunătatea, dragostea, credincioșia, așa cum spune Scriptura. Știți că peste tot în viața noastră de fiecare zi vorbim de aceste filtre, filtrul de ulei, filtrul de praf, filtrul de aer, o grămadă de filtre. Haideți în această zi să ne vedem puși de Dumnezeu în lumea aceasta ca un filtru care să oprească răul și să propage binele, împărăția lui Dumnezeu, care nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute la aceasta. Ceea ce mi-a atras atenția, iubiți frați și surori, este un verset, versetul 17, și vreau să medităm adânc la acest verset, pentru că dacă punem aceste cuvinte care au fost exprimate de Pavel, dacă le punem pe seama Domnului Iisus, ca și cum Domnul Iisus ne-ar spune aceste cuvinte pe care Pavel îi le spune lui Filimon. Versetul
17. Vreau să ne oprim asupra lui și uitați ce spune Apostolul Pavel aici. Dacă mă socotești dar ca un prieten al tău, primește-l pe Onisim ca pe mine însumi. Haideți să ne imaginăm, iubiți frați și surori, că Domnul Iisus ne spune cuvintele acestea. El care este în vârful triunghiului acesta. Să ne imaginăm că în această dimineață Domnul ni se adresează, pentru că nu e greșit ceea ce vă spun, că într-o zi Mântuitorul le spune ucenicilor: nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul, vă numesc prieteni. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți tot ce vă poruncesc eu. Și acum, fratele nostru mai mare, Domnul nostru Iisus Hristos, îmi vorbește mie, îți vorbește ție despre fratele de lângă tine și spune în felul următor: dacă mă socotești ca prieten al tău, primește-l pe fratele de lângă tine ca pe mine însumi. Binecuvântat să fie Domn. Noi am citit în această dimineață cum Domnul a chemat ucenicii. Vă întreb, iubiți frați și surori, a fost simplu ca Domnul să învețe să conviețuiască împreună? Gândiți-vă că între cei 12 era Simon Zilotul, un partizan al poporului Israel, altădată luptător de gherilă, dacă vreți, împotriva romanilor, și tot în efectivul acesta de 12 apostoli era și Matei Vameșul. Considerat de evrei, Vameșul era considerat un trădător de neam. Lua dările de la evrei și le transfera romanilor. Făcea slujba aceasta ingrată de a lua drepturile, de a aduna dările, de a lua vama de la evrei și a da romanilor. Gândiți-vă că n-a fost simplu și Domnul Iisus mereu i-a învățat să coopereze, mereu i-a învățat să se iubească unii pe alții. Deseori a pus între ei un copilaș, a spus: trebuie să vă faceți ca un copilaș. Cine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Mereu i-a adunat, mereu i-a învățat să fie împreună, să se iubească unii pe alții și a încheiat în final activitatea sa dându-le o poruncă nouă. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Este, dacă vreți, apogeul relației noastre frățești. Dragostea aceasta care acoperi o sumedenie păcate, dragostea aceasta care este Dumnezeu. Vreau să închei cu versurile unei cântări, sigur nu o voi cânta în această dimineață, nu cânt așa de bine, dar vreau să vă citesc aceste versuri frumoase și să închei cu aceste versuri frumoase ale poetului Ioanid, care își propunea și se ruga și dorea înaintea lui Dumnezeu și spune el: vreau să iubesc pe frații mei. Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Vreau să doresc tot cerul în ei, dar să iubesc așa cum sunt. Vreau să iubesc pe frații mei cu care veșnic voi fi sus, văzându-L pe Iisus în ei, să-L simt în mine pe Iisus. Vreau deopotrivă să adun și rodul întreg și spicul frânt, căci și Iisus mă vrea mai bun, dar mă iubește așa cum sunt. Când frații mei au răni ce dor, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, căci nu eu vindec, ci Hristos. Doamne, ajută-ne! Noi prin Iisus am fost iertați, ca să iertăm și noi oricui, dar dacă nu iubim pe frați, n-avem în noi iertarea Lui. De altfel, iubiți frați și surori, în rugăciunea Tatăl nostru ni se pune o condiție, ne osândim poate de multe ori singuri dacă nu respectăm această condiție și noi în rugăciunea Tatăl nostru îi spunem lui Dumnezeu: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Domnul să ne ajute să înțelegem taina aceasta a relației frățești, să nu fim niște teoreticieni, ci să fim oameni practici, oameni ai binelui, oameni ai dragostei și ai iertării. Numele Domnului să fie lăudat pentru toate. Amin.